Salut, pentru că a fost întrebată de multe ori cum obțin o imagine monocromatică, astăzi voi vorbi despre realizarea conversiei alb-negru folosind canale de culoare. După cum știți, n-am mai folosit conversiei alb-negru, fie prin desaturare, fie prin folosirea unui layer nou de culoare neagră stat în modul color. Era un lucru foarte simplu de făcut. Astăzi voi duce mai departe un pic. De multe ori când avem un portret și aveam pielea fiind mai roșie la culoare sau galben-roșiatică, o să vedem că avem probleme la conversia alb-negru, o să avem un gri foarte urât pe față și atunci hai să vedem ce putem face. Uite, avem și aici un portret, destul de mult roșu în imagine. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să trecem din modul Layers în modul Channels. Și avem aici înșirate toate canalele de culoare, inclusiv cele trei combinate. Ce o să fac? O să dau click pe un canal de culoare și o să vedem cum ar fi această conversie pe canalul folosind canalul respectiv. Roșu, verde și albastru. Ce mă interesează pe mine? Să văd care este cel mai apropiat de ceea ce vreau să obțin. Ca și contrast. Roșu se vede că e mult prea deschis, albastru e lipsit de contrast. E, aleg verde. Dar acest verde trebuie modificat un pic. Și atunci ce o să fac? Dau click înapoi pe RGB ca să revenim la canalul RGB. Mă duc înapoi în Layers. Și acum? Hai ca să vă dau un exemplu. Mai trebuie să duplic acest layer. Da? Mă duc la Imagini, la Adjustments și Channel Mixer. Ține minte, deci mie mi-a plăcut pe verde, da? O să scriu aici Output Channel Green, în primul rând. Și se vede, red și blue sunt la 0%, green este la 100%, putem să le schimbăm și ulterior. Și o să selectez monocrom. Ok, să văd cum fac cu căsuța asta, să vedeți și voi. Am obținut, ce văzusem și înainte, această desaturare pe canalul verde. E un pic cu un contrast prea mare și atunci ce o să fac acum? Acum o să modific celelalte culori, respectiv roșu și albastru, până obțin ceea ce mă interesează. O să mai scad contrastul, e un contrast destul de mare. Ok. Și se vede foarte bine cum pot să modific imaginea. E o chestie de joacă până la urmă. Și apăs OK. Și așa, am zis că să vă dau, să vedeți despre ceea ce este vorba, de ce nu se aplică la celelalte tipuri de desaturare. O să mă întorc pe layer-ul meu colorat și o să-l desaturez în modul clasic cu desaturare. Și acum hai să vedem. Deci, modul clasic și ceea ce am făcut eu acum, mult mai contrastant. Dacă nu e nevoie în poză, deci mai întâi eu vă zic folosiți modurile mult mai simple de saturare sau folosirea unui layer alb-negru. Dacă rezultatul este bun, nu vă mai complicați cu canale de culoare. Dacă aveți un portret și aveți nevoie de o reglare mai fină, folosiți-l cu încredere. Nu este atât de greu. Acum știți 3 metode prin care să faceți conversia alb-negru. Vă doresc să aveți o săptămână faină și vă aștept data viitoare pe noualme.blogspot.com. La revedere!